E bine, a sosit momentul să aflăm cum stăm cu vremea astăzi. O dispută întreagă s-a iscat aici, în platoul nostru, legată de temperatura exactă din București. Andreea, tu cât licitezi? Bună dimineața! Din 16. No. 12. 12. 16 pe litoral. Pe litoral? Da. N-am deci... știut că ne luăm un concediu de câteva zile. Păi? La mare e frumos. Ar fi fost bine, dar o să și plouă astăzi prin unele zone, așa că trebuie să ne pregătim umbrelele. Și dimineața acum avem parte de ceață, polei, așadar mare atenție în trafic pentru cei care au planuri să plece la drum în această dimineață. Vă spun mai multe imediat. Așadar, meteorologii ne anunță că de astăzi primăvara își cam intră în drepturi, astfel că maximele vor ajunge până la 16 grade, asta prin zona litoralului. Însă, cum vă spuneam acum dimineață, mare atenție la ceață, mai ales în zona sudică a țării, dar și polei se va forma pe șosele tot în această zonă. De altfel, meteorologii spun ceva de o atenționare de cod galben. Ziua de astăzi vine totuși și cu ceva precipitații, sub formă de ploaie, mai ales prin vestul, centrul și nordul țării, iar în zonele montane o să vorbim de ceva precipitații mixte pe parcursul acestei zile, la Poviță și Ninsoare. Însă nu trebuie să ne îngrijorăm pentru că vremea începe încet, încet să se îmbunătățească. Vedem prognoza pentru fiecare zonă în parte. În Muntenia, cum vă spuneam, ziua debutează cu ceață și polei în mai multe județe din această regiune, dar pe parcursul acestei zile temperaturile ajung până la 15 grade, iată, în Brăila și Călăraș, 14 grade așteptăm la Slobozia și 13 grade vor fi la Giurgiu. Cer temporar noros, însă nu sunt anunțate precipitații în zona Munteniei astăzi. Și în Oltenia, ziua de astăzi vine cu temperaturi frumoase, zice eu, astfel că maximele vor ajunge până pe la 11-12 grade, însă pe aici s-ar putea să mai vedem câțiva stropi de ploaie. În zona Banatului vorbim despre temperaturi bune, ce vor depăși chiar 14 grade, însă pe parcursul zilei va ploua în Banat, așadar dacă plănuiți să vă plimbați prin oraș sau aveți planuri pentru ziua de astăzi, trebuie să aveți alături de dumneavoastră o umbrelă neapărat. 13 grade vor fi la Lugoj și 14 grade în Reșița și Timișoara. Și zona Crișanei o să vorbim de ceva precipitații astăzi, sub formă de ploaie, ceva mai scăzută temperatura la Oradea, doar 9 grade, însă în Arad așteptăm la amiază 13 grade. În Maramureș, de asemenea, va ploua pe timpul zilei, dar chiar și așa o să avem maxime de până pe la 8-9 grade, asta în Baia Mare, ceva mai rece în Satu Mare și Sighetu Marmației, doar 6 grade anunță meteorologii astăzi la amiază. În Transilvania s-ar putea să mai fie ceva precipitații mixte, mai ales în zonele montane. O să vorbim de ceva ninsori și Lapoviță și, de asemenea, poleiul va fi și aici prezent. Chiar și așa, temperaturile vor ajunge până pe la 12 grade prin Alba Iulia, Deva, dar o să vorbim și despre ploi acolo. Vor fi 6 grade la Miercurea Ciuc, 8 grade anunță meteorologii la Sfântul Gheorghe și 10 grade la amiază la Brașov. În Moldova va fi o zi de primăvară, aș zice eu, pentru că temperaturile, iată, vor urca chiar până la 15 grade, asta în zona Galațiului. Totuși, ziua debutează cu ceață și în zona Moldovei. Pe parcurs o să avem 9 grade la Botoșani, 7 grade vor fi în Suceava și 12 grade în Piatra Neamț și Bacău. Și ajungem și în zona litoralului, unde astăzi va fi cel mai bine din punct de vedere termic. Meteorologii anunță o maximă de până la 15-16 grade astăzi la Constanța și chiar și la Tulcea. Și aici vorbim de ceață acum pe parcursul dimineții, însă după ce se risipește, o să vedem soarele și va fi o zi extrem de bună, zice eu. 11 grade vor fi la Sulina și 15 grade de asemenea în Cernavodă. Și în capitală ziua de astăzi va fi una destul de bună, cu o maximă ce va ajunge până la 12 grade. Mâine, în schimb, o să mai vorbim de ceva ploi, mai scade puțin și temperatura și o să avem 11 grade la amiază, urmând ca apoi mâine
să se oprească precipitațiile, iar maxima să ajungă până la 12, chiar 13 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Revin puțin mai târziu cu prognoza pentru zilele următoare. Olivia Vali.